Ieri, coaliția de guvernare a stabilit de principiu calendarul celor 5 runde de alegeri care se vor desfășura în anul 2024. Acum se știe clar că PSD și PNL vor candida împreună pe aceeași listă ca alianță electorală la alegerile europarlamentare, dar separat la alegerile locale. Nu s-a spus mare lucru despre alegerile prezidențiale sau cele parlamentare. Se pare că, din punct de vedere tactic și strategic, PSD și PNL vor negocia condițiile pentru scrutinele din septembrie și decembrie în funcție de scorurile obținute la europarlamentarele și localele din iunie. Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu alegerile locale și vor avea loc în data de 9 iunie. PSD și PNL vor candida împreună pe aceeași listă ca alianță electorală la alegerile europarlamentare. În schimb, la alegerile locale, cele două partide vor candida separat. Alegerile prezidențiale vor avea loc în luna septembrie, urmând să fie alese una din următoarele trei variante. Pentru turul 1 pe 1 septembrie și turul 2 pe 15 septembrie, varianta 2, turul 1 pe 8 septembrie și turul 2 pe 22 septembrie, sau varianta a treia, turul 1 pe 15 septembrie și turul 2 pe 29 septembrie. Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 8 decembrie.